Salut, stupare din Republica Moldova și tot stupare din România, 1 noiembrie 2018. Vreau astăzi să vă prezint un produs care este, în general, total neglijat de stuparii de la noi și din România. Adică vreau să vă arăt toamna când vino mai aproape, toamna când topim faguri vechi. Uite, se grămădesc foarte mulți faguri, o să dau la lumină să se vadă. Foarte mulți faguri care conțin în ei încă celule cu păstură. Unde mai mult, unde mai puțin, mai mici, mai mari, dar uite, se grămădesc așa faguri. Eu îi decupez din ramele negre. Mai departe, ce fac cu ei? Îi pun la congelator. Să stau la congelator numai puțin de 24 de ore. După 24 de ore, cel puțin stat la congelator, în felul următor, eu fagurii și îi fermițez. Cu mâna, ei sunt destul de fragili, așa e, pentru că sunt înghețați. Și mai departe, ce s-au obținut? E simplu, pun într-o găleată și cu o bormașină. Avem aici o bormașină cu un dispozitiv pentru amestecat mortarul adezivii, dar să fie nou, e clar. Începem să amestecăm. Cam atât e de ajuns. Foarte repede se face chestia dată. Acum avem nevoie de o sită. O am aici la îndemână pusă. Este o sită cu plasă cu ochiurile cam de 4 mm aproximativ. Puneam totul în sită. Pur și simplu o cernem. Uite așa, aici avem ceara mărunțită, care a căzut din sită. În sită avem un amestec de păstură și aici a rămas încă bucăți de ceară mai mașcate. Vino aici la lumină, se vede destul de bine. Celulele care au fost cu păstură sunt întregi, intacte și bucăți de ceară. Mai departe aleg pe masă, cum aleg boabele de fasole și obținem, uite așa, un produs. Produsul finit. Avem păstura, grăuncearele de păstură, un produs 100% curat, păstură curată. Mai departe, acest produs poate folosit ca atare, ca un aliment, dar poate folosit și ca un produs medicinal, adică pentru a ridica imunitatea organismului în perioada asta, mai ales de iarnă. Dar cel mai se poate de vândut la piață, adică pe piața din Republica Moldova este foarte solicitat acest produs, se vinde la prețul de 1000 de lei kilogramul, echivalent la 50 de euro, iarăși este un ban, cred că nu de neglijat, dar cel mai bun lucru care îl avem la acest produs, să vă spun, un kilogram de acest produs nu e așa de greu de extras din ramele negre care de obicei le dăm la topit, dar un kilogram de acest produs în amestec cu 4 kg de miere primăvara, adică acest produs păstura dat pentru mașină de tocat plus 4 kg de miere primăvara, avem 5 kg de hrană proteică cu concentrația de 20% proteină. Este un produs foarte, foarte bun, o turtă proteică foarte bună la albini și dacă să socotim așa, 1 kg plus 4, avem 5 kg de amestec și dacă să dăm câte o jumătate de kg la albini, ne ajunge 1 kg de păstură la 10 albini, la 10 familii de albini să facem o stimulare bună în primăvară, o turtă proteică foarte bună. Asta am vrut să vă spun, este un produs care, încă o dată repet, este aproape în totalitate neglijat de stupari, cu regret. Mai departe, să vă spun, săptămâna viitoare planificăm să mergem cu familia în orașul, în Ardeal, în Cluj. Mergem cu treburi de ale noastre, dar îi mulțumim
familiei Pop, domnului Vasile și doamna Evelina, care ne-a făcut o invitație la dumnealor în comuna Vechea, din apropierea Clujului. Avem unii în nopta, adică și la cine trage, cum spune moldovanul. Și mai departe, ce să spun, o zi bună în continuare vă doresc.